Seismul a avut loc la o adâncime de 132 de kilometri, iar cele mai apropiate orașe de epicentru au fost Nehoiu, 20 de kilometri, Covasna, 42 de kilometri, întorsura Buzăului, Mizil și Târgu Secuiesc. Este al treilea seism produs joi în zona Vrancea, primele două având însă magnitudini sub 3 pe scala Richter, respectiv 2,7 grade și 2,4 grade. În această lună, 5 cutremure au avut peste 3 grade pe Richter. Cel mai important, de 3,4 grade, s-a produs în județul Buzău în 10 iulie. Cele mai puternice seisme din 2018 au avut o magnitudine de 4,6 pe Richter, primul în data de 14 martie, cel de-al doilea în 25 aprilie, ambele fiind înregistrate în zona seismică Vrancea. În 2017, cel mai mare seism de pe teritoriul țării a fost înregistrat pe 8 februarie în județul Buzău, la ora 17:08 și a avut o magnitudine de 5 pe Richter, mișcarea tectonică fiind resimțită și la București. În România, cele mai puternice cutremure produse în ultimii 28 de ani au fost înregistrate pe 30 și 31 mai 1990, magnitudinea acestora fiind de 6,9, respectiv 6,4 pe scara Richter.